După instalarea tubului radiologic, va fi nevoie din nou de obținerea autorizației de la Compania Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Firma respectivă lucrează la montarea lui, deci vreau să urgentăm, chiar acum am vorbit cu șefa secției, cu doamna dr. Mitrulescu, și vrem să i-am rugat pe domnii să urgentăm, pentru că după ce îl punem în funcțiune, noi trebuie să imediat să intervenim la CNCAN pentru a modifica în regim de urgență autorizația de funcționare și să ne dea autorizația. Conducerea spitalului a trebuit să găsească urgent o soluție pentru pacienții care au nevoie de investigații de tip tomograf. Aceștia merg în județul Dolj, costurile fiind însă foarte mari. La anumite afecțiuni, traume și astea, suntem nevoiți, avem un contract cu Prima Medical Craiova și avem cheltuieli foarte mari și cu costul transportului și distanța, vă dați seama, înseamnă mult, orice minut poate pentru a da un diagnostic cât mai real în anumite situații de urgență. Tomograful a fost achiziționat în anul 2012. Investiția a costat aproape 1,5 milioane de lei noi. Computerul tomograf nu mai funcționează de la începutul lunii iunie. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu va beneficia de un nou aparat ce va fi achiziționat de Ministerul Sănătății.